Ceea ce privește procuratura la dumneavoastră, de asemenea urmăresc cu interes și mai sunt colegi de-ai mei interesați de modul în care va fi organizată procuratura. Pentru că un sistem subordonat ierarhic în totalitate sau militarizat sau dependent de politic nu este un sistem independent. Procurorii trebuie să știe că în momentul în care instrumentează dosare nu le se întâmplă nimic sau nu li se va întâmpla nimic în ceea ce privește cariera lor, dacă vor avea curajul, îndrăzneala să investigheze, să demareze cercetări legale împotriva celor care comit infracțiuni, chiar dacă ei sunt mai mari zilei. Așadar, sunt pentru o independență a procurorilor în ceea ce privește soluțiile date și pentru o independență instituțională a procurorilor față de celelalte instituții ale statului. Cu privire la sistemul de justiție la judecători, este foarte bine că există un Consiliu Superior al Magistraturii la dumneavoastră care a evoluat foarte mult în ultimii ani, în ceea ce privește eficiența, mai este de lucrat încă la sistemul de recrutare și de promovare al judecătorilor, care trebuie să fie întotdeauna întemeiat pe criterii obiective meritocratice. Trebuie de eliminat subiectivismul cât mai mult. Oamenii trebuie să știe de ce este promovat, de exemplu, la Curtea Supremă un anumit judecător și nu un alt judecător. De asemenea, dacă există suspiciuni cu privire la integritatea judecătorilor, trebuie să existe reacții rapide din partea inspecției judiciare și din partea CSM-ului cu privire la acele persoane.